mamá. Nu? Deci, mulțumesc, Andreea. O să pun acatiste, să-ți mai dea ruleta astfel de personaje. Uite, Mișor, m-am plictisit, dar nu-i nimic. Nu-i nimic. Nimic. Inima? E în apă! Dar... E sub apă! 7 puncte pentru Simona, care a dansat singurică, drăgălașa, a dansat. Mersi, Andreea! A dansat. 8 puncte! Bini, 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 bini de tot. 4, nu? Bini, bini. Foarte bine, bravo, super show. 9 puncte. Da, nu mai știam. I forget. 9 puncte. Pentru că a dansat în seara asta country, care mi-e place foarte mult. 9 puncte, Rona. Merci. Thank you, darling. Shake that boom, baby, shake that boom. Oh my God, never mind. Departajarea mea a fost foarte clară. Da. A fost clar pentru mine cine trebuia să ia 12 puncte, dar... Am dat 10 puncte pentru mișcările originale. Oh, yeah. Oh, yeah. 10 puncte, Andrei! Temișan! Să te prind eu că bagi luna din mișcările astea în coreografie tale. O bag, o bag! Și 12 puncte, Michael Jackson, Sunny! Bravo, Sunny, bravo, bravo, bravo! Mulțumesc! Meriți punctele pe deplin. Ai studiat personajul anuncite, felicit. Mi-amintesc că la începutul emisiunii Andreea mi-a spus la mine o să iei și 4 și 12. Până acum mă bucur nespus că 4 nu am luat, dar am luat 12. Primul 12 și sunt foarte fericit. I love you! Și ție ți-am zis la fel. Ridică-te! Încă o dată și zi și pentru mine de la Temișan, să dea Dumnezeu să-mi dea și un nou. Să-ți dea Dumnezeu și un 6. Ești o doamnă. Ozana! Dragii mei, știți care este culmea cinismului? Să fii jurat la te cunosc de undeva. Și să ai concurenți unul și unul. Și să fii incapabil să-i mulțumești pe toți. Vai de mine, frumos da. Ai vorbit, bravo. Puteți să mă aplaudați ca să prind curaj. Dacă mai aplaud un pic, îmi sar toate unghiile. Poftim? Dacă mai aplaud un pic, îmi sar toate unghiile. Nota 4, 4 puncte. Bebe. Tot eu. Luați-vă unghiile înapoi. Stai cu minte, fată. Știu cu ce o să-ți treacă. Ia tu cinciu. Vrei să-ți spun o poezie? Ingrată postura mea în această seară. Da, și alor. 5 puncte. Am ieșit din personaj. Andrei. Am ieșit din personaj. 6 puncte. Băi. Ce faci? 6 puncte, da? Scoate degetul din nas, mamă. Da, 6 puncte. Anda. Face, face tot la 6 și 9, mă întorc, vezi, Temișan, deci... Aștept. Mulțumesc, mulțumesc. 7 puncte. Joe. Am văzut. 8 puncte, Simona. Mersi. 9 puncte. Ia să vedem. Bravo! Mulțumesc. 9 puncte, Șerban. 10 puncte, Sunny. 10. Felicitări. Și 12 puncte. Jolene! Temi?
N-am știut că la această emisiune concurenții au și alte veleități în afară de acelea de a cânta și de a dansa. Iată că unii sunt foarte talentați la versuri, promit pentru data viitoare sau pentru dățile viitoare să-mi fac și eu temele din timp. Am încercat acum cu pixul pe hârtie să încropesc ceva, nevrând să rămână în urmă față de voi. Și am să spun așa, am un mare patru pentru cineva. Spune! Cine se oferă? Ia-l tu, Adela! La 5 n-am făcut rimă că n-am avut timp. Și oricum vezi, n-am avut serios, timp. Vezi, serios, să le dai înapoi că sunt de la recuzit. Da, ce punctele? 5 puncte pentru Simona. Eu cred că se putea totuși un pic mai mult. Nu, asta nu înseamnă că n-a fost bine. Numai că, din păcate, pentru tine a fost un pic mai sus. Mă rog. Tica, 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 domnule Șerban, ai un mare 6 de la Temișan. Aaaa! Bravo! Nelosul românesc! Îmi permiteți, domnul Temișan, Tica, 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 domnule Șerban, de data asta te ars Temișan. Adică... Important pentru mine a fost să particip la această emisiune minunată. Să văd pe Ozana, cea frumos cântătoare. Să văd pe Andreea, cea frumos dansatoare. Și Orodici, care tot timpul arde pe aici. Și pe Temișan. Mare Jean Valjean. Mare Jean Valjean. Ultimul vers s-a suflat, dar e în regulă. 7 puncte merg în această seară către Joe. Te rog. 8 puncte unei concurente care vreau să-i fac și o rimă, dar nu mi-a mers, că n-am avut timp. Dar ca o poezie înglobată într-un singur nume, Anda. Cu alte cuvinte, ești o poezie. Ce trebuie să fac să mai pui un punct? Din punctul meu de vedere, Tica, Tica, Tica. Am înțeles. 9 puncte merg către o cântăreață de country în această seară, yes. Cea pe care am spus că o admir de mic. Rona. 10 puncte în această seară merg către mine. Yeah. Andrei. Nu de alta, aș vrea să-ți dau 12 puncte, dar... Îmi cer scuze, a fost mult mai amplu și ești mult prea modest. Nimeni nu e perfect. Michael Jackson, 12 puncte. Mr. Flame. Mai avem ceva. Duetul, colegii. Da. Duetul, vreau să-l aflu. Pe ce și ăla se punctează? Nu, nu. Ce duet nu. O să fie săptămâna viitoare? Cine, ce și cum? Mie îmi plac aceste duete, îmi plac foarte mult, păcat că nu le putem puncta și... Dar sunt frumoase ca și deschidere de emisiune. Așadar, săptămâna viitoare vor cânta în duet. Eu aleg pe prima și tu pe al doilea concurență, a doua concurentă. Eu vreau să aleg pe Anda, vreau să văd pe Anda să cânte, să danseze. Anda, mie îmi place Anda, de Anda, Anda, Anda. Bun. Eu vreau cu Michael Jackson, se poate? Nu, dacă îmi permiți, o să-ți aleg eu partenerul, partenera. Și aș Adel? Dori să fie cineva... Eu nu mai sunt Adel de mult. Nu, care are nevoie de experiență. Joe. Wow! În picioare, în picioare! Da, duet data viitoare! Vreau să o văd!